să putem asculta cuvintele lui Mircea Dinescu, care vor fi purtătoarea genului românesc peste timp. Mă uitam la televizor, eram cu bunica mea acasă și țin minte că aveam un sentiment de spectacol, că sunt niște actori care pun în scenă o improvizație teatrală. Păstrează-ți măsura acestei discuții. Cum ca la teatru? La teatru nu e improvizație. Să ne organizăm! I-am scos din uzină, au sărit gardul. Și am și strigat oamenilor, nu fugiți, nu plecați, că sunt gloanțe oarbe, nu se poate. Credeți că a fost o păcăleală? Eu chiar nu cred că a murit lumea degeaba, măcar pentru atâta lucru, că putem călători liber. Ceaușescu acum a constat că el e un martir și un erou, singurul patriot, deci nu râdesc. Tu ești de la agentura aia, cum zicea, blestemat. Nu putem fi acuzați atât de grav decât de cei care denigrează revoluția. Fost om pușcare ritualic, că și-a devenit unul din blestemele acestui popor.